încep cu un mic experiment. Aș vrea să, la care să mă ajutați. Aș vrea să ridicem mâna sus toți cei dintre voi care își amintesc când au intrat prima dată într-un spital. Ok, ok. Și eu sunt tot printre voi. Prima dată am intrat într-un spital la vârsta de 6 ani. Și nu știam, în momentul în care am pășit pe coridorul respectiv, că urma să-mi petrec următoarele 2 săptămâni acolo, într-un salon, alături de mama. Nu aveam ceva foarte grav, dar era un tratament care nu putea fi făcut acasă. Și țin minte că aveam cu mine păpușa mea, cu păr albastru, pe care o plimbam tot timpul după mine, și câteva cărți cu povești pe care mama le luase în fugă de acasă. Ei bine, s-au dovedit totuși a fi resurse insuficiente pentru a combate plictiseala unui copil de 6 ani. Și mai țin minte că, cred că chiar din prima sau din a doua zi, mi se făcuse foarte dor de camera mea și de prietenii mei din fața blocului. Ei bine, a doua oară, când am ajuns într-un spital, era prin 98, pentru o operație de apendicită. Crescusem un pic, puteam să-mi țin plictiseala în frâu, un pic mai bine, dar în schimb eram foarte curioasă. Și eram curioasă, de exemplu, de ce nimeni nu s-a gândit până în momentul respectiv să pună un pic de culoare în spital. De ce doctorii și asistentele trebuie tot timpul să poarte alb. N-a știut nimeni să-mi răspundă atunci pe moment, dar am ajuns să aflu mai târziu că a fost ideea unui doctor englez aceea de a introduce halatul alb pentru doctor și pentru asistent. Dar tot mai târziu aveam să aflu dintr-un articol publicat într-un jurnal de sănătate american că există o boală, o afecțiune numită hipertensiune la halat alb, care provoacă anxietate și nervozitate unor pacienți. Ei bine, în condițiile astea, nu cred că e de mirare că pediatrii au fost primii care au renunțat la halatul alb în favoarea halatului colorat sau cu floricele sau cu norișori. Apropo de pediatru, pediatrul la care mergeam eu când eram mică avea o întrebare pe care mi-o repeta de fiecare dată când ne întâlneam. Și, Diana, ce o să te faci tu când o să crești mare? Ei bine, nu am avut un răspuns sigur la întrebarea asta până prin clasa 11-a, când am decis că vreau să dau la teatru. Contrar total faptului că eu eram la un profil de mate-info. Am vrut să dau la teatru pentru că mă fascina emoția. Mă fascina emoția celorlalți, mă fascina emoția mea și mă fascinau emoțiile pe care le simțeam în momentul în care vedeam actorii pe scenă spunând povești. Așa că un an mai târziu mi-am făcut curaj, am dat admitere la Facultatea de Teatru din Cluj, am riscat totul pe o singură carte, nu am avut niciun plan de rezervă, pentru că vorba aia cu voi am emoție, nu? Am intrat și au urmat 3 ani plin de suișuri și coborâșuri, ajungând la final să spun că ceea ce credeam că va fi nu seamănă deloc cu ceea ce a fost de fapt. Cumva similar așa cu teorema aceea a dreptelor paralele pe care tot o studiam la orele de mate. Și m-am smeticit cândva prin 2012, când deja făceam parte din generația tinerilor actori care trebuie să se descurce în contextul unei piețe supra-saturate de tineri actori. Pur și simplu nu aveam unde ne angaja, expectativele nu erau unele foarte mari. Și atunci am zis că nu vreau să renunț, bineînțeles. Vreau să încerc să-mi creez singură oportunitățile. Fugeam de la un casting, locuiam mai mult în tren decât acasă, lucram în ceea ce poate unora dintre voi vă este familiar, teatru independent. Adică făceam totul de la zero. În cazul nostru era vorba de o echipă de 4 oameni. 2 actori, un regizor de teatru și un regizor de film. 4 oameni care cândva în primăvara lui 2012 au găsit un concurs de proiecte artistice
care erau căutate pentru a fi implementate în 5 spitale din țară. Ne-a surâs ideea și ne-a și provocat în același timp. Și am început să punem pe foaie o inițiativă care voia să schimbe statutul spectatorului, pe care noi îl vizam, în cazul de față, pacient, cadru medical sau aparținător, voia să-i schimbe statutul din simplu observator în persoană activă. Adică, creionam astfel două dintre activitățile care se vor dovedi a fi de bază, de fapt, în programul nostru de terapie prin artă. Momentele artistice itinerante și atelierele creative. Și creionam în același timp proiectul care avea să câștige grantul respectiv și să fie implementat în toamna anului 2012 la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Am petrecut acolo o lună de zile, în sala de la parterul spitalului, o sală pe care noi am numit-o sala de bună dispoziție. Și am întâlnit acolo aproximativ 100 de pacienți, cadre medicale și uneori vizitatori care își lăsau grijile și problemele la ușă și intrau în sala noastră de bună dispoziție și deveneau pe rând actori, regizori, fotografi, scenariști. Printre ei și Andreea, o minunăție de fetiță de 6 ani, care m-a cucerit iremediabil cu energia ei. Probabil pentru că îmi amintea de mine, de cea din 94, de 6 ani. Tot printre ei, domnul Doru. Domnul Doru care, după luna petrecută alături de noi, ne-a mărturisit, de fapt ne-a mulțumit, spunându-ne că în toată viața lui de adult, nimeni nu i-a permis să fie așa copil, cum i-am permis noi. Și, ca și acum, după cum observați, și atunci, declarațiile astea m-au emoționat. Arta nu e un medicament care să fie luat de 3 ori pe zi, după masă. Dar arta are puterea de a ne îmbogăți sufletește și, mai mult decât atât, de a produce, în anumite condiții, niște schimbări psihologice. Ăsta a fost motivul principal pentru care, după acea primă ediție pilot, ne-am decis că vrem să ducem mai departe ceea ce înseamnă terapie prin artă în forma gândită de noi. Nu ne-a fost ușor. Nu știam foarte multe lucruri. Scrisesem un proiect, dar nu aveam baza necesară pentru a înființa o asociație, de exemplu. Lucru care s-a întâmplat ca un pas firesc mai departe. Am învățat management de proiect. Am început să facem cercetare, să vedem ce înseamnă terapia prin artă în spitalele europene. Recunosc că a fost o bucurie destul de mare să vedem că instinctul nostru a fost bun, pentru că multe dintre activitățile pe care noi le gândisem se regăseau în acele studii și acele tratate la care ajunsesem. Ce facem, de fapt? Vizităm pacienții cu momente artistice itinerante pentru a ajunge și la aceia dintre ei care nu se pot deplasa sau la doctorii care nu își pot părăsi cabinetele. O floare primită fără nicio ocazie specială sau vizita surpriză a unui club pot schimba radical ziua persoanei respective. Facem ateliere creative, adică le punem la dispoziție pacienților și cadrelor medicale, trainer și materiale, astfel încât să experimenteze pe pielea lor ce înseamnă să fii un actor sau un regizor. Facem concerte de muzică live în spital, pentru că am testat la un moment dat într-o ediție pilot această activitate și a prins foarte bine. Nu te-ai gândit că spitalul poate deveni un ring de dans? Ei bine, nici eu nu m-aș fi gândit. Până acum am văzut acest lucru pe pielea mea. E un proiect foarte drag nouă,
pentru că acoperă un gol pe care noi l-am descoperit în sistem și face acest lucru prin prisma meseriilor noastre, adică prin ceea ce am învățat noi mai bine și prin ceea ce, pentru ce am fost noi pregătiți mai bine. Ca să înțelegeți mai bine, ați tras mai devreme un pic cu ochiul la videoul care urmează, dar acum o să vi-l arăt în totalitate. Oh, call me anytime, and every time you're losing it. And tell me anyone and everyone who makes you feel like. Because you know everybody else can lie. But honey, I swear that you are the future. And the future looks good. Care să crească încrederea pacientului și care să reducă stresul în rândul cadrelor medicale. La fel cum se vorbește prea puțin sau spre deloc despre starea de bine a noastră, a fiecăruia dintre noi, în viața de zi cu zi. Cred că dacă ar fi să dau o definiție proiectului nostru, aflat acum la a șaptea ediție, aș spune că e vorba de întâlniri, de întâlniri între oameni. Sunt unii oameni care pot ajuta și sunt unii oameni care au nevoie de ajutor. Însă, datorită emoției, trecerea asta dintr-o tabără în alta se poate face foarte ușor. De multe ori mergem în spitale gândindu-ne că e de datoria noastră să-i ajutăm pe ei. Dar nu puține sunt ocaziile când, de fapt, ne ajută ei pe noi. Anul viitor vom ieși pentru prima dată din Cluj-Napoca. Vom merge în alte 3 spitale din afara Clujului și sper și îmi doresc să avem parte de întâlniri la fel de frumoase. Mulțumesc!